Bună ziua de la Paris! Aș vrea, înainte de toate, să mulțumesc organizatorilor pentru șansa de a mă adresa din nou, chiar dacă de data aceasta virtual, distinșilor participanți la acest eveniment de elită, care a devenit în timp o foarte valoroasă platformă de reflecție pe marginea provocărilor majore ale lumii contemporane. Modalitățile în care liderii actuali pot contribui cu soluții inovatoare la contracararea crizelor actuale și creonarea unei viziuni concrete și coerente asupra viitorului, iată o tematică pe cât de importantă și utilă, pe atât de incitantă. Multitudinea de crize cu care lumea de astăzi se confruntă, fie că vorbim de conflicte deschise sau înghețate, și din nefericire vedem cum ele se înmulțesc și se intensifică și devin din ce în ce mai tragice, sau de combaterea efectelor schimbărilor climatice, ori gestionarea dezastrelor naturale sau a pandemiilor. Toate aceste probleme necesită acțiuni la scară globală pentru identificarea unei soluții consensuale și durabile. Într-un cuvânt, este nevoie de mai mult multilateralism. Într-o lume în care tentația unilateralismului rămâne prezentă. După cum știți, din fericire, România este profund atașată unei abordări multilaterale a provocărilor globale, aceasta fiind calea cea mai eficientă pentru a asigura pacea, inclusivitatea și un viitor durabil pentru tinerele generații. Ca vector esențial al multilateralismului de tip onusian, UNESCO, organizația unde reprezentăm România, se află în avangardă în această privință, promovând valorile dialogului, ale schimbului de cunoștințe și ale cooperării internaționale în domeniile educației, culturii, științei, comunicării și informației. Și nu pot decât să mă bucur că între subiectele care vor fi discutate în variatele paneluri ale conferinței, figurează o serie de teme de stringentă actualitate în care UNESCO se poziționează ca lider la nivel mondial sau în care are cel puțin o contribuție decisivă. Egalitate de șanse și edificarea unor societăți inclusive, transformarea procesului de învățare în era digitală, prezervarea biodiversității, înlesnirea accesului la tehnologie și cunoștințe, gestionarea provocărilor create de ascensiunea rapidă a noilor tehnologii. Acestea sunt teme de interes major pe agenda UNESCO, asupra cărora țara noastră are un cuvânt de spus ca membru activ și partener stabil al organizației. Doar câteva exemple, cred eu, edificatoare pentru cum vedem noi aici drumul către succes în ceea ce privește poate diplomația românească și globală. Aș începe cu dinamismul cu care România s-a implicat prin președintele său în implementarea, inclusiv prin luarea de măsuri strategice pe plan național, a obiectivului privind accesul la o educație de calitate pentru toți, înscris în Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU, în siajul summitului ONU privind transformarea educației din toamna anului trecut. Tot în domeniul educației, țara noastră participă substanțial la elaborarea unui nou cadru pentru educație culturală și artistică, o inițiativă a UNESCO față de care România și-a manifestat de la bun început interesul. Aș mai pomeni în contextul atenției tot mai mari față de impactul noilor tehnologii devenite omniprezente în viața de zi cu zi a miliarde de oameni, că România s-a implicat cu dinamism în elaborarea și adoptarea în noiembrie 2021 a recomandării UNESCO privind etica inteligenței artificiale, primul instrument normativ la nivel global pe acest subiect. Iar țara noastră aspiră la asumarea unui leadership regional în acest domeniu. Colaborarea noastră la nivelul UNESCO include, desigur, și implementarea celor două principale convenții culturale la care România este parte. Cea din 1972 privind protecția patrimoniului mondial, cultural și natural și convenția din 2003, care se referă la patrimoniul cultural imaterial.
în activitatea de ansamblu a UNESCO, cele două convenții se bucură de cea mai mare vizibilitate, de cel mai mare prestigiu. Toate țările concurează pentru a figura în aceste prestigioase liste, iar România se poate mândri cu victorii importante în ultimii ani, între care cel mai recent înscrierea cămășii cu altiță pe prestigioasa listă UNESCO a patrimoniului imaterial. În acest an avem spre adoptare dosarul multinațional Transhumanța, iar anul viitor se va lua decizia asupra înscrierii pe lista patrimoniului mondial a ansamblului monumental Constantin Brâncuș de la Târgu Jiu și frontierele Imperiului Roman, segmentul dacic. O agendă extrem de bogată, deci, în acest domeniu și sperăm noi ca succesul să caracterizeze și această dimensiune a activității diplomației române la UNESCO. O altă victorie de care aș vrea să vă vorbesc, pentru că aceasta este o ocazie minunată, este materializarea unui proiect de suflet al nostru, și anume inaugurarea la sediul UNESCO din Paris, chiar pe 24 octombrie anul acesta, de ziua ONU, a donației făcute organizației de către România, donarea tapiseriei Avioane și Îngeri, realizată de cunoscutul artist plastic Mircea Cantor, în colaborare cu artizani români. Vorbim despre o premieră absolută și pentru România și pentru UNESCO. Este prima donație românească de artă expusă vreodată, permanent, în holul principal al UNESCO, în vecinătatea unor opere emblematice ale artei contemporane mondiale, precum Căderea lui Icar, a lui Pablo Picasso, sau Omul care merge, al lui Alberto Giacometti. În încheierea scurtului meu mesaj, aș vrea să vă mărturisesc probabil succesul cel mai important al diplomației române la UNESCO, la ora actuală. Mă încearcă o mare emoție și în același timp o foarte mare mândrie la gândul unei alte premiere diplomatice absolute pentru România la UNESCO. De mâine, 7 noiembrie, România va avea prilejul să-și demonstreze din plin atașamentul față de valorile UNESCO, preluând pentru prima oară în cei 67 de ani de apartenență la organizație președinția Conferinței Generale a UNESCO, organul suprem decizional al organizației. Voi avea așadar imensa onoare în următorii 2 ani să reprezint nu numai România, ci și celelalte 193 de state membre ale organizației. Și vom încerca să facem o diferență. Eu și echipa mea așa înțelegem drumul spre succes al diplomației. Muncind din greu, fiind cât mai dinamici, creativi și proactivi, promovând cu respect și demnitate interesul național al României, încercând zi de zi să atingem excelența. Pentru că eu nu pot să asociez drumul spre succes fără aspirația spre excelență. Asta din respect pentru potențialul țării noastre și din respect față de națiunea română. Și credem în continuare că nimic nu ne poate împiedica să atingem excelența, nici măcar succesul. Vă mulțumesc!